și domnilor, bine v-am regăsit. Doctorul Naturii intră din acest moment din nou în casele dumneavoastră. Astăzi am schimbat puțin formula și am schimbat un pic și strategia emisiunii. Vom discuta în emisiunea de astăzi despre biorezonanță. Veți vedea de ce cu invitatele mele de astăzi, profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Doamna Pop este invitatul permanent al emisiunii noastre și Oana Pop, farmacist, specialist în biorezonanță. Mulțumesc că ați venit astăzi în studioul nostru. Sper că va fi o emisiune interesantă pentru telespectatorii noștri, având în vedere că este un domeniu destul de nou. Da. Ar trebui să spunem telespectatorilor noștri, pentru început, de ce vorbim în emisiunea noastră și despre biorezonanță. Da, noi în general vorbim despre terapia cu plante. Terapia cu plante îmbină foarte bine cu biorezonanța. De ce? Pentru că prin biorezonanță noi facem evaluarea stării de sănătate a organismului, adică depistăm dezechilibrele constatate la nivelul anumitor organe și țesuturi. Și pe baza acestor dezechilibre, noi foarte bine putem să ne alcătuim, să ne gândim tratamentul natural cu plante, cu ceai, cu tincturi, cu suplimente alimentare naturale, cu siropuri. Și atunci este cu totul altceva. Deci, dacă luăm la întâmplare ceea ce credem noi, ceea ce ni se spune într-un ziar, ceea ce se vorbește la televizor, nu totdeauna vom avea rezultatele scontate, pentru că poate noi nu avem la nivelul respectivului organ un dezechilibru. De aceea, este foarte bine să ne facem întâi o evaluare a sănătății și numai după aceea să luăm tratamentele naturale. Deci, trebuie să ne gândim puțin cum, ce și când să luăm. Și pentru aceea nu se poate lua după ureche, ci întâi trebuie să știm ce avem noi, cum stăm noi cu starea de sănătate. Mai vrea să spuneți ceva? Se pot spune foarte multe. Aș putea mai să spun că terapia cu plante se îmbină cu toate terapiile naturale. Dar toate terapiile naturale, de fapt, ar avea nevoie o evaluare a stării de sănătate înainte de a se aplica. Că această evaluare chiar îți indică. Problema e că această evaluare se facă de oameni specialiști, de oameni care știu să interpreteze. Pentru că aparatul de biorezonanță, și eu am aparat de biorezonanță și vă spun și eu, pot să fac un set, să zicem noi, de analize. Acolo îți dă cu plus, cu minus, sus, jos, ei, dar trebuie foarte multe cunoștințe ca să le interpretez corect. Pentru că e foarte simplu, oricine poate învăța să mânuiască un aparat de biorezonanță, dar să interpreteze trebuie acel care știe și, mai zic eu, ar trebui să aibă și calificarea necesară în domeniu, nu numai că știe. Acum suntem ca și în cazul aparatelor RMN de care ducea lipsă orașul nostru multă vreme, iar după aceea au început să apară în Baia Mare aceste aparate, numai că este mai greu cu interpretarea lor, pentru că nici medicii nu sunt suficient de pregătiți pentru a înțelege acele date care le arată aparatul. Așadar, să începem cu începutul și să explicăm telespectatorilor noștri ce este biorezonanța. Da, biorezonanța. Prin biorezonanță, ca să putem defini acest termen, este absolut necesar să înțelegem cum funcționează și cum este organizat organismul uman. Terapia prin biorezonanță sau evaluarea stării de sănătate cu aparat de biorezonanță înseamnă, la nivel generic, măsurarea unor frecvențe electromagnetice ale celulelor corpului nostru, în continuare a țesuturilor, organelor, sistemelor, deci a întregului organism al nostru. Ca să putem citi acea frecvență celulară, este foarte important ca noi să înțelegem ce este celula și cum e organizată celula. De asta, de fapt, noi trebuie să înțelegem cum funcționează corpul nostru, pentru că altfel n-am înțelege de ce este nevoie de o scanare la nivel celular, că, de fapt, asta este biorezonanța, este vorba de o evaluare celulară, pornind de la celulă, nu doar al organului, ci a întregului, de la atom, biomolecule, celule, țesuturi, organe, sisteme și întreg organism.
Și când spunem biorezonanță, vorbim de o evaluare globală. Globală înseamnă atât fizic, cât și mental, emoțional sau chiar spiritual. Pentru că noi suntem cu toții mai mult decât un corp fizic, suntem de acord cu asta cu toții, încât trebuie să facem o evaluare globală. De asta biorezonanța ne face, ne dă această șansă de a evalua întreg sistemul care noi suntem. Și spunând de celule, știm că toate aceste celule ale noastre, care sunt multe, noi suntem formați dintr-un număr imens de celule, ele se divid în continuu, în permanență se divid, cresc, se dezvoltă, se diferențiază, se degenerează, se regenerează. Ei, din această diviziune de celule, noi creștem și ne dezvoltăm. Asta înseamnă creșterea noastră. Pornim de la o celulă, ne dezvoltăm, creștem, ne diversificăm. În această diviziune, în acest fenomen de diviziune celulară, electronii, că de fapt noi de aici pornim când vorbim de biorezonanță, electronii care orbitează în jurul nucleelor, deci care se rotesc în jurul nucleelor, ei sunt încărcați electric și au o viteză foarte mare, se mișcă cu o viteză nemaipomenit de mare, iar din această viteză și încărcătură electrică se nasc acele frecvențe sau unde electromagnetice pe care noi le vom măsura cu aparatul. Aparatul respectiv are anumit senzor, este exact ca și la un EKG? Da, deci aparatele acestea de biorezonanță, dat fiind faptul că aceste mișcări energetice sunt la un nivel, sunt, cum să vă spun, sunt foarte fine, sunt foarte subtile, ele se desfășoară la nivelul nanogauss, microgauss. Este nevoie de aparate specifice pentru a detecta aceste semnale electrice, aceste unde, și atunci aparatele trebuie să aibă această capacitate prin senzorii lor de a detecta și nu numai asta, ci și de a avea o modalitate de a le interpreta, deci și de un soft puternic, un calculator și un soft special care va putea interpreta aceste semnale electrice, adică le va putea traduce în informații referitoare la sănătatea noastră. Deci doar aceste aparate pot detecta aceste oscilații, aceste frecvențe, aceste impulsuri electrice ale celulelor noastre. Puteți să ne dați un exemplu? De exemplu, ați luat o persoană, a fost la dumneavoastră o persoană, i-ați făcut o anumită evaluare, ce poate să arate aparatul ăla? Practic, ce vă indică respectivul aparat? Da, să luăm, putem să luăm orice boală sau orice afecțiune, numai noi vorbim de dezechilibre aici, pentru că vreau de la bun început să fac o precizare. Cu aparatele de biorezonanță, noi vom detecta dezechilibrele electrice sau energetice, cum vrem să spunem, care în timp vor duce la afecțiuni cu manifestări clinice, adică la boli. Deci noi prin aparatul acesta vom face o identificare a dezechilibrelor de bază, inițiale, care au dus la dezvoltarea bolii. Și de aceea, tot ceea ce noi măsurăm cu aparatul, toate informațiile au scop de referință și prin urmare nu vom spune că constituie o concluzie de diagnostic, ci de fapt plecăm de la premisele principale care duc la acele boli pe care le diagnosticăm la medicul nostru curant. Deci asta este una, oamenii trebuie să știe treaba asta. Tocmai de aceea este nevoie de toate, și de medicina naturală, și de medicina clasică, de toate tipurile de medicină este nevoie la momentul potrivit. Iar legat de ce m-ați întrebat dumneavoastră... Legat de ce v-ar putea arăta aparatul. Ce mi-ar putea arăta? În cazul în care aveți un pacient, să vorbim la modul general, dar să încercăm să surprindem sau să dăm un exemplu unui pacient care vine la dumneavoastră, are o problemă, aparatul respectiv cât de precis este. Ce exact spune aparatul ăla despre pacient, până la urmă? Este un pacient și cel care vine. Da, este un pacient. Acum, noi știm că ceea ce vorbim noi se numește fizică cuantică, cam medicină da. Cuantică. Ce spune mecanica cuantică? Ne spune că cauza principală a îmbolnăvirilor noastre, indiferent despre ce boală este vorba, indiferent despre ce dezechilibru, este aceea că spinul electronilor, adică rotația electronilor în jurul nucleelor, ea se poate modifica, adică poate să devină anormală. Această modificare a spinului electronilor și a orbitei, adică rotația, dacă se modifică, se modifică atomul. Dacă se modifică atomul, se vor
vor modifica biomoleculele, în continuare celulele, țesuturile, organele, sistemele, omul. Deci această modificare a electronilor și a orbitelor duce la îmbolnăviri. Deci totul se întâmplă la nivel electric. Asta vreau să specific, că boala începe în corpul nostru, nu la nivel fizic, ci la nivel electric, în prima etapă. Acum, dacă noi vrem să testăm o boală, să vedem dacă avem o boală cu aparatul de biorezonanță, putem să luăm, dacă vrem, putem să luăm celula canceroasă. Pentru că este de actualitate, cancerul este o boală veșnic de actualitate și totdeauna căutăm metode de a rezolva. Dacă noi vrem să testăm o tumoare, dacă este canceroasă, cum vom face? Aparatul va emite o undă standard, unda standard a celulei canceroase către organismul uman. Și acum să vă mai explic ceva aici, că este necesar. Toate celulele noastre, toate organele, toate sistemele au o anumită frecvență celulară, adică se știe din literatura de specialitate care este frecvența sănătoasă a celulei sănătoase, adică care este frecvența cuantică exprimabilă în cifre a celulei sănătoase. Știm care este frecvența cuantică exprimabilă în cifre a unui pancreas sănătos, a unui ficat sănătos, a unui rinic sănătos. Dacă noi știm care este frecvența sănătoasă, orice anomalie de la acest interval sănătos de referință va constitui dezechilibru, iar în continuare boală. Noi, prin urmare, cum vom face? Când testăm o tumoră, dacă este canceroasă, vom emite către organismul omului detestat o frecvență a celulei bolnave, adică o frecvență a celulei canceroase. Deci emitem către organism frecvența electrică a celulei canceroase. Ei, dacă în organismul nostru există asemenea celule canceroase în activitate sau în evoluție, corpul nostru va emite, va răspunde, cu alte cuvinte, va răspunde printr-o frecvență electromagnetică. Iar aparatul detectează acest... Vă rog, răspuns. Da. Se poate să nu detecteze acest aparat sau să nu... Da, da, ăsta este termenul corect. Să nu detecteze o celulă bolnavă? Se poate, dar de cele mai multe ori detectează mai multe, de fapt, decât avem. Tocmai pentru că noi suntem rezultatul și a unor factori genetici, a unor predispoziții, a stilului de viață, inclusiv a, cum să spun, a colaborării cu ceilalți. Faptul că noi suntem toate trei aici, noi ne intersectăm unele cu altele în câmpuri electrice și de multe ori noi vedem la un organism un tot din spatele lui, adică nu doar ce are corpul, ci și ce probleme poate apar de pe neamuri sau ce probleme cu care preluate de la ceilalți oarecum, adică cu care empatizează, să zic așa. Deci noi vedem de multe ori mai mult decât știm că avem, adică mai mult decât omul e conștient că poate avea. Și tocmai de aceea interpretarea e de bază, că asta spunea și doamna Pop. E foarte importantă ca scanarea se poate face de către oricine. Este o metodă foarte simplă, 2-5 minute durează scanarea efectivă. Dar interpretarea acestor date, a acestor măsurători care ne le face aparatul, este foarte importantă să fie făcută de un specialist. Deci eu am învățat luni și ani buni, atât din teorie cât și din practica mea de 8 ani de zile de când lucrez și încă învăț în continuu să fac această interpretare. Pentru că interpretarea e greu. Deci trebuie să știi, să ai multe informații, să știi să sintetizezi acele informații ca să poți să-i dai omului un sfat, niște referințe care să-l ajute, adică să poți tu să tragi concluzia ce are de făcut după toată această scanare, după toate aceste informații multe, că vă dați seama din moment ce sunt la nivel celular, noi primim o multitudine de informații. Deci de-aia vorbim de o evaluare globală sau holistică. Holistic mă refer la citim tot organismul în ansamblul lui și nu doar corpul fizic, ci și mental-emoțional. Spre deosebire de medicina clasică, unde noi ne evaluăm pe bucăți. La cardiologie, la urologie. Aici citim per total și atunci multitudinea asta de informații trebuie efectiv analizate și toate informațiile puse unele în legătură cu celelalte ca să poți să dai o concluzie care să-l ajute pe om. Am înțeles. Spuneți-mi cât de important este acest domeniu în străinătate, pentru că noi românii obișnuim foarte mult să importăm, mai ales elementele de noutate. Biorezonanța în 2017, cât de bine prinde dincolo și cât de importantă este, cât de des se recurge la ea?
Să știți că se recurge. În mod normal... Vă întreb pentru că ați studiat și acest domeniu și în străinătate. Da, să știți că în străinătate se folosește și de acolo și vine biorezonanța. Există mai multe tipuri de biorezonanță și aparatele în sine sunt de mai multe tipuri. Deci pot fi aparate germane, care se folosesc poate mai mult în Germania. Sunt aparate americane. Eu lucrez, de exemplu, pe un aparat american care pot să spun că sunt atât de mulțumită de toate informațiile și datele pe care mi le dă, dar sunt și aparate rusești, sunt și aparate chinezești. Sunt foarte multe aparate. Acum, se folosește biorezonanța în funcție oarecum de, cum să vă spun, de ideologia și mentalitatea țării respective. Pentru că dacă noi vom căuta și vom crede în medicina naturală și în remediile naturale, sigur că vom căuta și o metodă de diagnosticare tot naturală, cum este aparatul de biorezonanță, care vreau neapărat să spunem că este o metodă total neinvazivă pentru corpul nostru. Deci este total sigură, nu creează niciun disconfort, nu ne doare, este o metodă plăcută și e sigură pentru toată lumea, și copii, și adulți, și gravide, inclusiv vârstnici copii, foarte mulți copii scanăm cu aparatul. Deci, pornind de la ideea că este o metodă atât de sigură și de utilă, în foarte multe țări s-a preluat această idee și foarte multe țări folosesc. Deci eu am și acum și am avut de-a cursul anilor foarte mulți pacienți din alte țări și încă țin legătura cu ei. Datele sunt internaționale. Ceea ce noi scanăm cu aparatul în România, la fel se scanează cu aparatul și în altă țară. Deci datele sunt internaționale. Practic putem să lucrăm peste tot, este o terapie internațională, chiar putem să spunem. Acum, pentru telespectatorii noștri, pentru că emisiunea noastră este destul de limitată din punctul de vedere al timpului, aș vrea să ne spuneți dacă există categorii de persoane care nu pot recurge la biorezonanță pentru a afla anumite lucruri sau pentru a ști dacă sunt sănătoși sau nu. Da, da, este adevărat. Sunt unele, să spunem așa, contraindicații sau dezavantaje ale testării prin această metodă. În primul rând, persoanele care poartă un stimulator cardiac, acel pacemaker, dacă avem un stimulator cardiac, nu este recomandată o scanare cu biorezonanța, dar nu este interzisă. Dar nu este recomandată, spunem. De asemenea, persoanele care poartă stimulator al nervului vag pentru prevenirea crizelor de epilepsie, nu li se recomandă această metodă. Persoanele care au implante metalice în corp. Acum, când vorbim de implante, indiferent de ce natură este, dacă e metalic, nu este recomandată metoda. Sau dacă chiar este o sensibilitate în mod deosebit la acest aparat, o sensibilitate electrică, atunci am putea să spunem că nu e recomandată. Dar în celelalte cazuri, în toate, putem face o evaluare cu aparatul fără niciun risc efectiv. Suntem la final. Câteva lucruri esențiale care ar trebui să le amintim pentru telespectatorii noștri. Am făcut o introducere așa la modul general despre biorezonanță. Pentru a se familiariza telespectatorii noștri, trebuie să spunem că o să mai reveniți în studioul nostru la Doctorul Naturii să ne mai explicați câteva lucruri, pentru că biorezonanța se poate folosi și în tratamente. Da, da. Deci nu doar pentru depistarea anumitor afecțiuni sau pentru a vedea dacă suntem sănătoși sau nu. Da. Și atunci... O să detaliem, o să intrăm în amănunte în momentul în care veți fi din nou prezentă în studioul nostru. Pentru final de această emisiune aș dori eventual câteva lucruri esențiale, dacă mai sunt de spus așa, legat de biorezonanță. Da, esențial aș vrea să rețină toți telespectatorii dumneavoastră că îi invităm și le recomandăm să facă o testare cu aparatul de biorezonanță, indiferent dacă sunt sănătoși sau bolnavi. Dacă sunt sănătoși, vom afla multe informații despre cum putem preveni bolile. Dacă suntem bolnavi, vom afla tot prin intermediul aparatului de biorezonanță ce alte investigații este necesar de făcut, ce pot face pentru a avea grijă și mai multă de organismul lor în contextul bolii. Deci, indiferent
care e starea noastră, o scanare cu biorezonanța este foarte utilă pentru multitudinea de informații pe care ni le dă. Și de aceea invit pe toată lumea, înainte de a începe un tratament naturist, noi lucrăm foarte mult cu plantele medicinale. Totdeauna plantele medicinale se potrivesc cel mai bine cu această terapie și, automat, suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale, noi le recomandăm. Înainte ca oamenii să înceapă să se trateze, să facă o evaluare ca să știm de unde să începem, ce este prioritar în corpul lor și ce nu este atât de important. Este foarte important a fi organizat, inclusiv când te tratezi, deci a fi organizat, structurat, să ai un plan de sănătate, cum s-ar spune. Și atunci, în acest plan, și remediile, suplimentele și toate vor avea rolul lor. Am înțeles. Așadar, până la finalul emisiunii le-am explicat telespectatorilor noștri de mai multe ori ce legătură există între tratamentele naturiste pe bază de plantă și tratamentele cu biorezonanță. Doriți să spuneți ceva pe final? Dacă vreți să spun, zic o învățătură înțeleaptă de la Hipocrat. O fi, arați cu ceva deoparte. Exact. Medicul tratează, dar natura vindecă. Prin natură înțelegem forța supremă creatoare, adică Dumnezeu. Dacă ne vom ruga la Dumnezeu, Dumnezeu ne va deschide calea spre acei terapeuți, spre acei medici care ne vor găsi afecțiunile noastre, cauzele lor și ne vor ajuta în tratare. Mulțumesc că ați fost astăzi prezent în emisiunea Doctorul Naturii. Vă aștept și cu alte ocazii. Vom găsi subiecte comune și de interes pentru telespectatorii noștri. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!